Bună ziua, dragii mei! Astăzi merg cu Miriam după uniforma școlară. Uitați, aici se face ceva parc. Aici la piața mare, lângă catedrală, aici intrăm pe Mețianu. Nu, cum spui? Bună! Bună ziua! Bună ziua! Mai tare, ai mâncat mămăligă. Mergem pe Mețianu, dar înainte să mergem după uniformă, mă duc să plătesc telefoanele Digi. Și mă duc pe la farmacie, iau ceva medicament la soacră mea, are puroi la măseaua și după aia mergem la școală după uniforme. Haideți că vă invit cu noi. Vedeți strada Mețianu, dragilor, cine cunoaște în Arad. Deci aici o să intrăm la Digi, plătim telefonul și după aia o să mergem la farmacie. Vedeți? Aici intrăm înăuntru. Haide, iubita. Vinem la casă. Am ieșit de la... Am plătit Digi. Vrem să mergem la farmacia asta, Miriam. Să vedem. Să iau la soacră mea oxacilină. Și am intrat la farmacie, n-a vrut să-mi deie că am primit rețeta pe WhatsApp, pe telefon. Și zis că trebuie originalul. Mai încercăm și la farmacia asta, dacă nu-mi dă, o să-mi pară rău. Nu pot să ies cu medicament și atunci mergem după uniformă. Haide să încercăm, Miriam, și aici. Asta-i. Și am ieșit de la a doua farmacie, am reușit. Doamna ne-a dat, a fost drăguță. La prima n-a vrut să ne dea. Și bine că i-am luat și acum mergem după uniformă la școală. Traversăm aici prin piața Avram Iancu, prin parcul ăsta frumos. Aveți ocazia să-l mai vedeți. Uitați, teatru Arad încă o dată, teatru de stat din Arad, statuia eroilor. Traversăm pe aici, uitați ce trandafiri frumoși. Da, foarte frumos. Ăștia-s roz, dincolo sunt albi. Veniți cu noi să luăm uniforma la Miriam, începe școala. Care a avut, a rămas mici de ea. Crește fata mea mare. Vă filmez puțin aici ca să vedeți și dumneavoastră. Da, ce brad argintiu frumos acolo. Și nu mai avem mult de mers și ajungem la școală să luăm uniformele. Deci am intrat aici la școală. Ne să vedem la uniforme. Păi aici era. Nu-i nimeni. Gol. Și aici. No, păi da, de aici am comandat.
Să întrebăm pe doamna de afară. O pauză, ce s-a întâmplat aici? Bună ziua, nu știți cu uniformele? La sala mare de sport. În sala mare de sport? Sala mare de sport chiar în față. Tole mută, Iisuse Hristos. Mai tăi. Da. Zilele trecut ne-am dus pe altă stradă. Da. E în sala mare de sport. Deci aici ar fi. Aici au un teren de sport. Și aici, în rândul trecut, era acolo. Ne-am dus în altă parte, acum au venit aici. Și uitați că au mai luat fete mai mari uniformă. Ce frumos e terenul ăsta, ce m-a jucat basket, Miriam? Ne jucăm noi doi. Și arată uniformele lui Miriam. Miriam, iată. Mai aveți de toate 22 de ani. Da. Mai plătim restul. Miriam, ce ți-ai luat? Numai tricou și bluză. Aici acum mergem după sarafan. Sarafanele. Bună ziua. Vă zic ce ar trebui? Ok. Ce sală e aici frumoasă. Sala de handbal. Sala noastră de sport. Nu? Patru bafuri de pământ. Să-l împlas. Lua și sarafanul. La revedere. Hai pe aici, iubita. Să țin sarafanul el. Da, ce frumos e sarafanul. Haideți. Să-i împungăm. Punem în pungă aici. Opa! Și sticla. Toate sunt aici. Haideți cu noi, iubiților. Mergem spre casă. Și am ieșit de la școală. După cum vedeți, am luat uniforma, medicamentele. Am plătit RDS-ul, telefoanele, deci avem cablu acolo și mergem spre casă. Vă mulțumim că ați fost cu noi, iubiții noștri. Vă mai arătăm puțin, nu vă mai ține mult. Acum traversăm aici, că e umbră, că e un soare, o căldură de numai. Deci ca norocul că mi-a dat la a doua farmacie medicamentele. Aici ne oprim la Boul Roșu și stăm la tramvai, că e foarte cald. Deci poate vă mai arată acolo puțin Biserica Sârbească și să vedeți dumneavoastră. Uitați acolo cu roșu în față, acolo e un magazin Profi, aici e o farmacie Sinapis, acolo e stația de tramvai unde se vede, acolo să stăm și noi să așteptăm tramvaiul. Ne-am urcat pe tramvai și plecăm spre Biserica Sârbească, spre casă. Las-ți Profi. Miriam aici lângă mine. Mă bucur că am reușit să iau uniformă. Vă mulțumim, dragilor, că ați fost cu noi. Vă iubim, vă respectăm și vă mulțumim. Acasă, Miriam se bucură de uniforma ei. Foarte, dar invers. Da. Ea nu vrea să vadă sigla, nu ia și tricoul lângă tine. Nu-i foarte fain. Tricoul e vișiniu, dar poți să-l întorci, iubită. În mine, anoracul atunci. Mă bucur că le-am luat. Da. Deci ăsta e uniforma lui Miriam, dar nu le pune așa, mami. Trebuie să avem grijă să fie... E așa lângă ea. Da.
Da, ce frumoasă e. Nu? Nu, dar cu ea, pe ea. Deci aici a fost insignă, stai numai un pic. Stai, Mihai, cum? Uite. Ce? Nu-mi place. Aici au fost ecuse, asta nu-i nou. Ce au fost? Au fost cusut ceva. Lasă. Bine, nu să ne uităm la ea. Deci mulțumim că ați fost cu noi. Vă iubim. De la mami să mă uit la ea. Ia-ți și tu, Miriam, la revedere. La revedere. La revedere.